Doresc să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru gândurile pe care le-a așternut în bune gânduri inimile părinților voștri de a vă aduce aici. Și vreau să împărtășesc cu voi un sfat pe care l-am auzit, l-am primit la un moment dat și în care cred din ce în ce mai mult. Ca un lucru să se întâmple, trebuie să-ți dorești. Și ca un lucru să devină tradiție, trebuie să fii consecvent. Atât în cele bune, cât și în cele rele, consecvența te roade. Dar noi aici suntem în cele bune, la o școală binecuvântată de Dumnezeu. Le mulțumesc, aceasta este datoria mea, să mulțumesc colegilor profesori de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, în mod deosebit părintele director adjunct, dar și celor care au avut grijă ca în fiecare zi activitățile să se desfășoare în cele mai bune condiții. Și vreau să fiți convinși că această întâlnire e binecuvântată de Dumnezeu, gândindu-vă doar la următoarea realitate. Pentru a se întâlni aproape 200 de copii în fiecare zi, sunt instituții care concentrează în jurul lor ambulanțe, jandarmi. Noi am concentrat în jurul nostru acoperământul Maicii Domnului, care ne-a păzit și îi mulțumim și vă mulțumim dumneavoastră, îi mulțumim sigur Părintelui, înaltea Sfințitului Mitropolit, lui Dumnezeu, primul rând, și partenerilor, n-am cuvinte. Acesta este cel mai grozav exemplu de întâlnire a activității din grădiniță, școală și toți se aștept în biserică, unde primim harul lui Dumnezeu. Să ne întărească și să ne binecuvânteze cel de sus. Amin.